războinicii desprinși la 2 puncte de faimoși. Am ajuns la 4-2 pentru aceștia. Pentru faimoși intră pe traseu Zani. Îi se opune pe traseu Sorin. 3, 2, 1. Intră pe traseu Marea Caraibelor, un fundal extraordinar, mirific, însă și teatrul de bătălie al jocului pentru comunicare de astăzi la Survivor. Zani a culisat acolo mai repede pe farfurie, este și Sorin, foarte aproape de el, îl talonează acolo. Este primul din apă pe perete, deja Sorin, iată și Zani acolo atent. Este un perete lateral și deplasarea o face mai repede Sorin acolo, iată, este primul pe zigzag. S-a împiedicat acolo, ceva probleme pentru Zani, însă și-a revenit. Doboară primul trapa Sorin, trece mai departe, este în structura de pe țărm, sunt deja pe țărm și Zani ajunge pentru proba de final. Sorin culege acolo mai multe minci, le scoate din cutie 4, Zani începe să arunce. A întors acolo, Sorin, două romburi. Iată, lovește acolo și ratează cu o mână puternică. Sorin declanșează și el al doilea romb. Are un singur romb, ratează, este rândul lui Zani. Aruncă Zani, nu suficient de puternic. Are nevoie de ambele minci. Zani și-o face acum, îl sfătuiesc cu echipierii lui. Lovește puternic, prinde rombul Zani, însă nu-l doboară de două ori. A șters acest romb, nu s-a declanșat mecanismul, se întâmplă însă la Sorin. Toate cele trei coșuri sunt în fața lui Sorin. Acum poate să facă aruncări cu săculeții. Aruncă și ratează Sorin. Prinde rombul frontal cu ambele mâini acolo. Zani este rândul aruncărilor. Are un săculeț introdus Sorin. Ratează Zani. Ratează din nou Zani. Este rândul să arunce din nou. Tot Zani, iată. O aruncare puternică ratată din nou. Rândul lui Sorin. Ratează și Sorin. Săculeții se încăpățânează să nu intre. Și nici la Sorin, nici la Zani. Al doilea săculeț albastru intră, însă la Sorin. Ratează Zani. Mai are nevoie doar de un singur săculeț. Sorin intră un săculeț și la Zani. Zani mai are nevoie de doi săculeți. Ratează acolo Zani. Aruncă Sorin. Aruncare înaltă, ratează Sorin, se întoarce în forță Zani, aruncă Zani și ratează. N-a fost suficient de puternică aruncarea. Introduce Zani un al doilea săculeț. Are timp să arunce până vine Sorin, dar a ratat. Este rândul lui Sorin. Aruncă Sorin cu putere, ratează Sorin. Este rândul lui Zani. Aruncă Zani, nu suficient de puternic, însă cu înălțime. Iată, ratează Sorin, dar a introdus Zani. Reduce din diferență Zani. 4-3 pentru războinici. S-a zgâriat puțin la piton, n-are nimic. Bravo. De ce ai dat puțin? S-a zgâriat. Ai văzut că n-a mers tupăcanul la leagă? Da, pentru că n-ai lăsat picioarele în față să se aplece jos. Pentru că el a pus-o. Mamă, dar ce rateri ca la mondiale, a colorat după alta, una după alta. E ok, bravo. E foarte bravo. 4-3, haide, bravo. Forță, faimoșii! Haide, bravo. Nu mai te gândesc la nimic. Nu mă gândesc la nimic. E bine, e loc. Nu mai te gândesc la nimic. Eu? Eu cu Steve. Păi eu cu Steve. Începem runda a doua jocului pentru comunicare de astăzi. Din nou pe traseu Culiță pentru faimoși, din nou pe traseu Andrei pentru războinici. Scorul este 4-3 pentru războinici. 3, 2, 1. Intră pe traseu doi dintre concurenții de astăzi care au adus fiecare punct. Iată ce intrare acolo la Culiță, s-a întors pe o parte. N-a prins farfuria cum trebuie. Prilej pentru Andrei să meargă mai repede. De o secundă e nevoie pe trasee de acest tip. La nivelul acesta ajungi la competiție pentru ca să se depărteze unii de alții. Iată că Andrei aleargă acolo un pic mai repede. Trage tare Culița, forțat să-l ajungă din urmă. Primul întoarce trapa puternică Andrei acolo și trece pe țărm înaintea lui Culiță. Este acolo Culiță, iată, primul care scoate minci din cutie este Andrei. Viteză de execuție de regulă foarte bună la Andrei. Ambii concurenți lovesc și prin câte două romburi cu două lovituri. Andrei este, iată, cel care e un pic o secundă înaintea lui Culiță, însă au întors împreună. Primul săculeț este introdus de Culiță, al doilea săculeț de Culiță. Ratează acolo Andrei, mai are un singur săculeț Culiță. Ratează acum, n-a dat suficient de puternic. Culiță aduce egalarea, punct pentru faimoși, 4-4. Am dat și eu 4 dintre. Dar ce a fost cu tine? Te-ai împiedicat în aia.
când ai dat să împingi asta, te-ai ținut de ea. De ce? De ce? Asta nu cază. A, păi asta foarte bine, așa se face. Te duci cu ochinoare cu ea. Nu o împingi și o aștepți. A, da, am te duci cu ochinoare cu ea ca să cazi. N-am căzut. Am împins și am pus direct piciorul din aer. Te duci cu ochinoare cu ea. Cum a fost făcut voi, fetele, aștept să cadă, după aia treci, nu. Ah, okay. I-ai dat și drept i-ai pus piciorul. Nu putem unde asta. Ce prânci? Am mai spus. Păi da, dar nu aștept. Da, prânciul direct i-ai pus piciorul, nu aștept să cadă. Vin de la sine, nu ne așteptăm ca cineva să nu le știe, știi? Păi da, dar uite, acum ai văzut? Da. Data viitoare faci. Ai dat foarte bine. Ai dat și eu și el, la fel. Ai dat tu, a dat el. Ai dat tu, a dat el. Ai dat tu, a dat el. Băi, deci... Și 3 din 3. Ai dat 3 din 3. 3 la Săculețe, a dat 3 din 4. La Săculețe a dat, da, 2 din 2 și după aia a ratat 1 și al 4-lea a dat. Și de acolo nu vei te poți să spun pe tine, calmează-te, că e stilul tău. Al treilea, cum el a ratat, era șansa ta să le bași. Adică dacă te calmai de la primul, dădeai el, dădeai tu, dădeai el, dădeai tu, el rata și dădeai. Te-ai născut pregătit, te-ai născut pregătit din paie de la tata al meu. Că nu mai seamănă cu Iancu. Eu nu mai seamănă cu Iancu. Tu nu seamănă cu Iancu. Eu nu-l născut pregătit acolo. Tu ai spus că născut pregătit de la tata al meu. Așa. Dar văd că azi nu prea ești pregătit. Eu, da, întotdeauna. Întotdeauna. Tu ești stii foarte strâng, ce-i cu degetul? Nu e asta, e asta. Noi n-avem cum să fim frați, că una e albă, una e neagră. Păi tu îi spun că ea lor e fratele tău și uite. Păi da, dar nu-i ca tine. Ești altceva. Ești altceva, e ciocolată. Ai văzut? Singur negru care transpira mere de-a lui Inaț. Uite-at asta. A treia oară egalitate în scorul de astăzi, 4-4 între Faimoși și Războinici. Din nou un duel al fetelor va tranșa această egalitate. Irișa pentru Faimoși, Maria pentru Războinici. 2-1. Din nou pe traseu și Irișa și Maria. Maria a dus punct pentru Războinici. Irișa este prima pe farfuria tironiană. În spatele ei este și Raluca. Foarte bună viteza de parcurs a Irișei în apă. Prima săritură spectaculoasă. Iată cum sare și Maria acolo. Doi pași, Irișa este deja pe zidul pe care îl parcurge, folosindu-și avantajul înălțimii. Trage tare și Maria pentru a ajunge. Însă Irișa se deplasează cu viteză. Își păstrează ecardul, distanța. Iată că este acum într-un zigzag și ajunge prima la trapa mobilă. Împinge Irișa și își conservă practic avantajul. Maria este acum la trapă. Trece prin structura de pe țărm, Irișa, printr-o deschizătură, ajunge la proba de final. Este o incintă cu plasă acolo. Prima care face aruncări este Irișa. Prima aruncare prinde un romb, desface un coș. O nouă aruncare a Irișei, iată că ratează acolo. Irișa începe să arunce și Maria aruncă. Irișa lovește și desface al doilea coș. Încă n-a prins un coș desfăcut. Maria aruncă și ratează. Maria, este rândul Irișei, aruncare cu mâna deasupra capului, ca la out, ca la fotbal. Aruncă și ratează și Maria, ratează și Irișa. O nouă aruncare bună de data asta a Mariei. Se desface un prim coș albastru. A treilea coș roșu se desface acolo, iar Irișa pregătește aruncări cu săculeții. Ca din oală, cum se spune, prima aruncare este ratată de Irișa. Aleargă și recuperează acolo mingi. Maria pregătește o prima aruncare. Maria! Un singur săculeț este introdus de Irișa, în timp ce Maria aruncă pentru a desface cel de-al treilea coș. Acolo, al doilea săculeț este introdus de Irișa. Mai are nevoie de unul singur pentru a duce punctul echipei sale, echipa Faimoșilor. Este egalitate și al treilea săculeț introdus de Irișa. 5-4. Îi duce Irișa pe Faimoși de avantaj. Bravo. Ai învățat din ce am făcut eu, când ai împins pe aia drept, ai apăsat. Mulțumesc. Da. Detalii astea micuțe. Da. Știi ce? Normal, fac diferența. O grămadă de timp. Clar. Da. Cum ai zis, păi tu calcă. Sunt tine, când ai împins pe aia și călca. Bravo. Știi. Bravo. Dacă aștept și spune cadă. Bravo. 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 Ai dat și mai bine, ai dat mai bine. Și mai bravo, bravo. Bine. Bravo. Nu, ai dat și așa tărăt. Dar nu te mai ridică pe vârful. Cum te ridica pe vârful, ai ratat când te ridicat, să zis el nu te mai ridica și iar ai dat bine. Da. Câștigat de Irișa pentru Faimoși și duce pe aceștia în avantaj pentru prima dată în jocul de astăzi. Intră pe traseu din nou debutantul Ștefan pentru Faimoși, îi se opune veteranul Albert pentru Războinici. 3, 2, 1.
Intră pe traseu acolo Ștefan. A fost primului botez al focului. L-a făcut în runda precedentă. N-a adus punct, însă arată potențial. Și iată cum sare în apă, spectaculos. Ștefan luată foarte bine stilul liber. Iese alături de Albert acolo, care știe bine cum să folosească traseul. Pe peretele lateral se echilibrează băieții amândoi, și Albert și Ștefan. Ce determinare au amândoi. Ștefan este, iată, proba focului, spunea proba apei, de fapt, a Mării Caraibelor. O trece acum. Foarte bună evoluția lui Ștefan, însă mai avansat este Albert, care ajunge primul pe țărm. Forțează acolo Ștefan să-l ajungă din urmă în slalom, prin deschizătura acestei incinte cu plasă de pe țărm. Și iată, primul care aruncă este Albert. Aruncă puternic al handbal cu o mână și lovește. Tot puternic a aruncat Ștefan și a declanșat mecanismul rombului. O nouă aruncare puternică a lui Ștefan, însă a ratat acum. Declanșează și Albert mecanismul. Două romburi desfăcute de Ștefan. Iată, l-a șters pe al treilea, nu l-a desfăcut. Două mai are acolo Albert. Aruncă Ștefan, ratează, desface al doilea romb. Albert mai are nevoie de unul singur. Lovesc romburile și se desfac, iată, coșuri acolo. Câte unul mai au acolo băieții. Aruncă cu înălțime, cu putere, Ștefan. Trei saci îl așteaptă acolo, trei săculeți cu nisip. Aruncă și introduce primul săculeț acolo Ștefan. Doi săculeți introduce către Ștefan. Ratează Ștefan acolo, prea sigur pe el, mai avea nevoie de încă unul. Este cu adevărat înaintea lui Albert. Aruncă Albert și lovește și declanșează și el al treilea săculeț. Ratează acolo Ștefan. O nouă aruncare introduce Ștefan. Primul lui punct la Survivor este din a doua intrare pe traseu. 6-4 pentru Faimoși. Am bat picioare, frate. Și ca fac unde să le fac? Aici, aici, pare trei ori. Corect. Ai văzut? N-ai cum. Păi ăsta nou mă face să râd. Frate, avem distracție aici. A venit deja cu glumele luate după net, le-am văzut pe de râs. Bravo! Zici că-s glume de la copii de la 42. Când avea Jesse Măcoi, o tomul. Hai. Hai. Să imaginați cum s-a simțit Sorin atât timp când a adus un punct la echipa aia. Auzi, Sorin! Asta e că nu e Sorin. Hai, spune-mă că el e primit. Auzi, auzi ce-a zis. Auzi, valabilă și pentru tine în unele momente. De mi-a așteptat. Eu am pierdut un punct de când am venit. Mă bucur că am putut să readuc punctul ăla înapoi, că pot să vorbesc, pot să fiu alfa, am altă stare de spirit. Acum înțeleg ce simțeați voi când ați adus niciun punct vreo 2-3 săptămâni la rând. Cine n-a adus niciun punct în 2-3 săptămâni? Mai, din cât ai vrut să obții, nu pot să dau nume, că să supără Sorin. Sorin, 2-3 săptămâni la rând. Și tu, auzi. Ai și eu, care sunt cel mai constant în echipa asta. Ce misiune te-ai uitat? Constant sau Constanța ești, că n-am înțeles. Nu, sunt cel mai constant de echipa aceasta. Ce misiune te-ai uitat? 2020? Era Iancu, nu era Guliță. Vezi? Dar de ce o dai în el? Că eu am vorbit cu tine, nu el. Nu, eu l-am dat în el. Nu, eu acum sunt cu ochii pe tine, nu pe el. Crede-mă. Mă bucur. Să fii de acum încolo. Vorbim la traseu, tati. De-abia aștept. Chiar vreau. Eu nu aștept. Eu... Așa, nu mai am un... Hai să vorbim. Lasă-i tu pe unul pe altul. Vorbim și eu cu unul de aici și vedem cum facem. Să ne întâlnim amândoi. Cu tine. Păi da. Așa. Poliția, ai câștigat două... Treaba noastră. Băi, fii atent, aveai cum oră o treabă, nu? Băi, știi șeful meu? Voi doi. Gata, ok. Băi, îi ajungem un șef sau mai vine unul? Gata, mă, voi doi următoare. Băi, mai vrei un șef? Păi n-are cum, măi. Păi mai vrei un șef? Ai văzut tu? Care era alte șeful? Eu o să fie șeful tău. Tu șeful meu? Da. Nu șef, nu șef. Auzi, nu șef, că nu-s bucătar, șef. Nu șeful meu. Nu șef, nu șeful. Fii șeful meu? O să fiu. Și ce-mi place omeleta ca lumea, nu-mi place așa cu piper și sare frumos. Stai seama, da? Șeful. Frumos. Nu șeful, șeful. Nu se stinte. Eu sunt șeful Albert, băi! Auzi, chiar e șeful Albert. Lasă pe Albert în pace, te rog frumos! Ce scuze, viața mea, e șeful meu! Gata! Ești șeful meu! E șeful meu! Scorul marchează momentul în care faimoșii se desprind la două puncte de războinici. 6-4 pentru faimoși. Intră pe traseu din nou Cosmin pentru faimoși. Pentru războinici, din nou Sorin. 3, 2... 1! Pe traseu, în forță, doi concurenți care n-au reușit să aducă punct în runda precedentă, însă trag tare acum și unul dintre ei va rupe practic această serie. Luat acolo foarte bine și Cosmin și Sorin.
Pe peretele lateral este acolo Cosmin. Hotărâre și determinare au ambii concurenți. Au făcut nenumărate trasee la Survivor. Știu foarte bine care este importanța unui singur punct care îmi poate să întoarcă un scor sau poate să consolideze, să cimenteze avansul către victoria uneia dintre echipe. Alargă acolo primul pe țărm, este Cosmin. El scoate primul mingi deasupra capului, aruncă cu putere, întoarce, lovește, prinde frontal primul rom, se întoarce primul coș, a doilea coș, lovit, lovește acolo și Sorin foarte bine, un prim coș, se rotește și la război, niciun al doilea coș, iată, 2-2 la coșuri, al treilea coș, mai rapid a fost Sorin, este rândul lui Cosmin, a aruncat, dar a ratat acolo, un prim săculeț aruncat de Sorin, al doilea săculeț aruncat de Sorin, iată, ratează acolo, al treilea săculeț, este rândul lui Cosmin să încerce să întoarcă acest ultim coș, o face acum, nu mai are timp să arunce pentru că Sorin introduce al treilea săculeț, reduce din diferență 6-5 pentru Faimoși. Vreau ce să fac un pic de sare și piper. Vezi că a zis el că te bate pe tine când te prinde? Albule, ce ai zis? Prind... Că mă bați la ce? Vorbește acum cu mine că... Știi ce nu e bine? Cine? Ce nu-i frumos la celălalt în viața asta? Cine ești? Să vorbești alți oameni? Cine ești? Care nu sunt de față. Știi cine sunt eu? E băiatul ăla care te uitai la televizor, eu nu te știu pe tine. Am auzit că ai jucat fotbal sau nu știu ce ai jucat. Dar probabil erai în spatele băncii. Că nu te-a văzut nimeni. Tu ești fotbalist? Nu te știe nimeni. Tu ai fost fotbalist? Ai jucat fotbal? Da. Ai jucat cu vreodată mai mult de 10 persoane în tribună și să nu fie părinții tăi? Da, da, ai jucat cu... Vezi că ai jucat cu 40.000 de oameni. Bine și... Ai jucat de aici? Nu că... Nu te pune jos. Spărgeai semințe? Spărgeai semințe? Bagă-te sub aia, că n-are rost. Băi, spărgeai semințe, dar eu nu vorbesc de fotbal aici. Nu vorbesc despre mine de fotbal. Acum, băi, ia asta lucruriță, vină puțin. Noi, aia e nevastă mea. Dar tu nu știi, tu zi. Deocamdată el zice... Zi, mă, hai zi aia, zi. Păi nu, că eu i-am zis-o primul, hai zi. Eu mi-am dat seama cum e să pierzi un punct și cum se simte echipa față de punctul pierdut. Peruca! Știu cum se simte și când aduci un punct. Acum mi-am dat seama cum se simțeau colegii tăi cu 3-4 puncte. Vera! Vera! 3-4 săptămâni. Vera! Când te-ai uitat la mine la televizor, că eu nu te știu pe tine, n-am întoarce. Vera, mă uitam și mă amuzam, ești nebun. Da, bine, te-ai uitat. Vera, vezi că nu băieții de tine. Stați așa, gata, dacă tot... Băi, nu te bă, băie, 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 că n-am de-alea. Da? Știi că n-am de-alea. Da și mie unul. Așa. Ți-a dat Sorin. Bravo, bravo, dă-i ăsta. Nu, că m-a luat cu de-alea. A făcut parte din acest proiect. Bă, vreau să spun că m-a luat cu de-alea. Că cine ești tu? Și că cine ești tu? Păi nu sunt nimeni, omă. Eu n-am zis că sunt cineva. Maiatul negru cu barba și crotul. Dar timp cât te uiți la mine, se uită la televizor, e la casă. Dar acum e de față cu tine. Da, bă, da. Auzi, că 3 ore jumate n-am avut-o de asta cu fotbal. Da. Într-o oră băiatul are de astea cu fotbal. Bravo. Noi doi n-am avut una. Noi doi ne-am și capat. Mi-amintesc când ai intrat tu, te vine aminte? Da. Că te spuneam eu, acum ai înțelegi? Da. Da. Asta-i. Și îmi place să joc cu cei mai buni de la voi. Și aș fi jucat cu tine următorul semi. Dar o să joc cu tine. Jucăm? Nu. Hai, ok, jucăm. Vreau să-și stai, vreau să joace cu ăsta. Piedra, bă. Hai, stai, la și, 1, 2, 3 și, da? 1, 2, 3 și. 1, 2, 3 și. Ba, la mea sun eu. A, nu te-am văzut că se întâlnce. Ba! Și cam amândoi, da? Lasă-te. Cea că pregătește-te, tatu. Cu scorul arătând 6-5 pentru Faimoși și intră din nou pe traseu Raluca pentru aceștia. Pentru războinici îi se va opune Vera. 3, 2, 1. Intră din nou pe traseu fetele. Raluca n-a reușit să aducă punct în runda precedentă. Vera a adus un punct pentru războinici. Iată, este mai avansat acum de pe farfurie în apă din nou Vera. În urma ei este Raluca. Trage tare să o ajungă din urma, tras cu coada ochiului către dreapta Raluca să vadă cât de avansată este Vera. Și iată, iese din apă împreună cu ea Raluca pe peretele lateral la jumătatea traseului. Sunt ambele fete. Mai atent acolo Raluca alege calea de sus. Iată, a ajuns împreună cu Vera în același punct. O secundă, un pas este Vera în față, însă trage tare Raluca să o ajungă, au împins fetele trapa mobilă în același timp și ajung în același timp la fotografie. O întrece acolo Raluca, iată ce trecere spectaculoasă a făcut Raluca pentru Faimoși, 6-5 pentru aceștia, respiră din greu și Vera a ajuns. A aruncat prima minge Raluca prin fetele rombul, în același timp au întors un prim coș, ratează Raluca, ratează și Vera. Este rândul ei aruncări cu o singură mână. Raluca-i cu putere întoarce a doilea coș. Prinde rombul. Vera însă nu-l întoarce. Mai are un singur coș de întors. Raluca ratează. Raluca mingea-i vine însă la mână din nou. Ratat și Vera.
O aruncare puternică a Lucăi din nou. A ratat, a prins acolo cadru pe care stă rombul. A cules o minge din apropiere, Raluca a ratat acolo Vera, o minge înaltă, imprecisă la Raluca, au ratat ambele fete, este rândul Verei. Aruncare de la piept a Verei, a ratat, însă și ea mai are două romburi de întors, deci două coșuri să se întoarcă pentru a face aruncări. Raluca mai are unul singur, a ratat, Vera, este rândul aruncării Ralucăi. Aruncă puternic, Raluca roveste tija, nu și rombul, are acolo figurat un punct, trebuie lovit fix în centrul lui. Nu face nici Raluca, nu face nici Vera, este 6-5 pentru Faimoși, ratează din nou Raluca. Căldura joacă un rol extrem de important, căldură tropicală pe țărmul Mării Caraibelor, aleargă fetele. Iată că Faimoși și războinici au reușit întotdeauna să nu țină cont de căldură, nu-i oprește nici căldura, nici unul dintre elemente. Lovește acolo un rom, Vera, ratează Raluca, a prins acolo un nou rom și cade la Vera. Iată, mai are și ea ca și Raluca, un singur coș de întors, aleargă Raluca, trage tare Vera și a reușit să întoarcă. Ia prima înaintea Ralucăi, un nou coș, a început să arunce cu săculeții, o prima aruncare cu săculețul la Vera și iată, a introdus un prim săculeț, introduce al doilea săculeț, este la un săculeț distanță Vera să restabilească pentru a patra oară egalitatea, să vedem ce se întâmplă, ratează Vera, este rândul Ralucăi, Raluca poate să-i țină pe Faimoși în avantaj, nu mai are timp pentru că Vera restabilește egalitatea 6-6 pentru a patra oară între Faimoși și războinici în jocul de azi. Ți-am zis, încearcă și cu amul două, dacă vezi că nu nimerești cu una, mai încearcă și cu două, că, na. Vera, ai ceva să-i transmiți lui nou concurent? Nu. Păi da, transmite-i lui, nu. Știi ce-i transmit? Multă baftă și succes. Așa, bravo. Să nu ajungă să-l votați, primul pe el. Am ajuns eu, cum a ajuns colegele. Colega. Bravo. Bun sfat, prietenesc. Așa îmi place de tine. Ține alb în echipă. A zis colegele că știa că urmează favoritul să o voteze pe Raul. Do you know what happened tomorrow? Tomorrow is castle, maybe how about meu? Nu-i problemă, cum am venit așa pe acasă. Seara asta e consiliu. Today is castle. Contează că am adus frută echipei, asta contează, nu contează că plec acasă. Am fost și eu în pielea ta, tot așa ziceam. Asta contează pentru mine, că aduc puncte, în rest nu contează că plec. Bă, știi ce contează? Să câștige un războinic. Atât. Și cam cine preferi? Pot să plec acasă și cam mâine, cine preferi? Nu contează. Albert, nu? Albert. Albert este oricum iar favoritul publicului, așa că... Deci, practic, Albert. În consiliu n-avea nicio părere acum. Acum am pus că... Să vină părerile. A început să vină, de mă rog. De la puncte se vină. Albert oricum a votat, așa că ce să mai... Dacă este favorit din nou, Albert, cred că te votează și pe tine astăzi. Păi ca să fiți toate trei, dacă e de început așa, știi? Să fie și ele a treia sau cum? Păi dacă o să fie Albert și o votează cum a votat, o să fiți toate trei, că și tu o să fii sigur. A, clar. Adică la tine e clar. La noi e cu semnul întrebării, că nu se știe încă. Șase la șase între Faimoși și războinici înseamnă două lucruri. Pentru a patra oară egalitate în scorul de astăzi și mai înseamnă că doi dintre titanii de la Survivor România, Stalin pentru războinici și Zani pentru Faimoși, sunt pregătiți să se înfrunte pe traseu. 3, 2, 1. Intră din nou pe traseu Zani pentru Faimoși, Stalin pentru războinicii, mai echilibrat acolo, pare a fi Zani, iată pe farfurie, foarte bună replica lui Stalin acolo, e foarte aproape de el, îl talonează pe Zani, Zani a reușit să aducă punct în runda precedentă, Stalin nu, iată că sunt acum pe peretele lateral, se împiedică acolo, Stalin a alunecat. Este foarte alunecoasă suprafața. Aici se face diferența. Iată, trage tare Stalin acolo să-l ajungă din urmă pe Zani. Viteză de deplasare foarte mare la Zani. Mai are puțin și ajunge pentru proba de final. E pe țărm. Vin incinta cu plasă. Este și Stalin. A depășit-o și el acum. Primele mingi culese și aruncate acum. Iată, aruncă Zani cu putere cu ambele mâini deasupra capului. Desface un prim coș acolo. Și Stalin trece înainte. Stalin, iată, un al doilea coș cade și la Zani.
câte două coșuri au fiecare. Rovește Stalin al treilea coș, ratează Zani, spectaculos, sar mingile acolo, spectaculos. Aruncă Stalin primii să culeze. Are acolo 3 să culeze Stalin. Iată, a reușit Stalin înaintea lui Zani. 7-6, punct adus de Stalin. Mulțumesc tu, tati. Uf! Bum, bum, bum. M-a lulecat acolo sus. Bă, m-aș bucura să fii dezamăgit după aia, după ce mă aștept. Nu, nu. Urmez. A, pe asta zic, că urmez, nu urmez. Pe cuvântul meu onoare. Pregătește-te mental. Okay. De acum încolo să fie o durere de capul pentru tine aici. Te înșeli. A, bine, bravo. Continuă. N-are, bă, nimic. Nu mai blocați la chestiile astea. Că și eu am avut-o înainte și am recuperat. De ce ne blocăm la chestiile astea simple? Simple? Da, aici sunt chestii arăt. Simple. Dacă mă gândesc că grele, normal că nu le mai am niciodată. Sunt simple, nu? Trebuie să fiu doar calm și conștient de niște lucruri. Nu avem de ce să ne agităm. Aici nu poți zic, pentru că totul la minut, la secundă. De fapt, nu la minut, la secundă. Da. Cum eu am avut două puncte și nu am recuperat, așa au și două puncte. Nu înseamnă că nu puteam să le recuperăm. Nu? Aia zic. Crezi că e după tine aici? Că vrei tu? Mamă, cum m-a lovit! Era să-mi vranjez pânduleț. Ce-ai făcut mă acolo? Ai alunecat? Da. În ochii mei, dacă mai am niciodată, tu să ai de-a face cu mine. Ce m-ai speriat acolo? Mă duc la... Ai, 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 ai! Nu plânge! Ai, ai, ai! Mă duc la colțul de rușine! Haide, mă! Am ajuns într-un punct de maximă intensitate al jocului pentru comunicare de astăzi. Este 7-6, războinicii au trecut în fața faimoșilor și intră pe traseu din nou Sebastian pentru faimoși. Luptă pe traseu opunându-i se Marius pentru războinici. 3, 2, 1! Iată-i pe traseu pe alți doi concurenți de mare forță de la Survivor. Au sărit acolo extrem de spectaculos, pe câte o farfurie. Au sărit în apă din nou, acum și Sebastian și Marius. Vitezele de deplasare ale concurenților Sebastian și Marius sunt extraordinare. Acum trebuie să fii atenți unde pășesc în acea porțiune mediană. Iată-i împreună în zigzag, era un X acolo. Amândoi, în același timp, la fotografia au împins o trapă și împreună, iată, este acolo, la un braț în față, Sebastian în fața lui Marius, ajunge primul, culege prima minge și doboară primul coș, Sebastian. Doboară două coșuri la rândul, unul după altul, Marius al treilea a căzut, viteză superioară de execuție, supersonic acolo a fost Marius. Aruncat și a ratat acolo un prim săculeț, stătea să intre, introduce abia acum un prim săculeț, este rândul lui Sebastian, se întoarcă toate cele trei coșuri, aruncă și introduce și el un prim săculeț, e al doilea săculeț la Marius, ce final extraordinar, Marius aduce punctul, însă și Sebastian a fost foarte aproape, 8-6 pentru războinici. Atât! Bum, bum, bum. Eu intrau. Bravo, bravo. Cred că toți vrem să intrăm. Ai pierdut de la mine cu el așa că nu ai voie să-l ales. Cu ce? Nu, 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 nu. De al meu. Concentrau, explosau! Madito, madito! Ce l-ai făcut?
Bă, dacă ne necăm, dacă ne necăm acolo. Fetele, gândiți-vă cu cine. Eu cu Irișa. Auziți? Hai, mai ales prima. Noi trei, noi patru. Da, e la venită lui. Da, a mers. Chiar dacă ai necat pe ăla, te-ai dus bine cu picioarele. Pe da. Și-a toate lani. Da. El n-a pierdut la trasiune nimic. Hai să mergem amândoi. Hai, mărți lentă. Stai, mă, că nu pot așa, trebuie să le iau. Avantajul ăla. Și-a chemat și-a creat la peretele avantaj. Nu, mă, avantajul aici și la lăt a dat 3 din 3, eu am dat 3 din 4. Sus. Scorul a ajuns la 8-6 pentru Războinici. Iată, din nou Războinici la 2 puncte în fața Faimoșilor. Pe traseu din nou luptă cu Liță pentru Faimoș și din nou Albert pentru Războinici. Echipa care acumulează prima 10 puncte câștigă jocul pentru comunicare de astăzi. 3, 2, 1! Iată că pe traseu cu Liță, cel care a dus 2 puncte, îl întâlnește pe Albert, care n-a reușit să aducă din 2 intrări niciun punct. Trage tare acolo, în apă, primul este Albert, înoată spectaculos, dar și Culiță își folosește avantajul înălțimii și din 2 pași, iată, este aproape gata zidul pe care este pregătit să-l parcurgă. La parcurs înaintea lui, Albert aleargă pe zigzagul în X, acolo a fost prima trecere a aparținut lui Culiță, însă forțează Albert, foarte bună viteza de deplasare și la Albert și înaintea lui Culiță ajunge pentru proba de final, dar Culiță e la 2 pași în spatele lui. Scot mingea acolo, ambii concurenți. Proba de final este compusă din 2, lovește, prinde acolo primul Albert, rombul al doilea romb prins de Albert. Iată, 3 coșuri sunt în fața lui Albert, 2 în fața lui Culiță. E pregătit Albert să arunce cu săculeți. Un săculeț introdus de Albert. 3 săculeți introduși de Culiță, 8-7 pentru Războinici. Eu apreciez încrederea ta în colegul tău, dar e oarbă. Încrederea ta o apreciez, dar astăzi am simțit că nu are cum să-l bată pe Culiță. A fost cel mai bun azi de aici. Serios? Culiță, da. Are numai 19 din 9. Asta mi-a cam fug de mine. Hai, Vera, cu... Eu fug, te-am rugat acum să mă iei și ai cum să mă iei. Poți să-i păstrezi. Păi ți-am zis de ce, frate, vreau să iau pe cei mai rapizi, jur. Nu de altceva, dar eu acum chiar vreau să joc cu tine. Aici ai dreptate, nu sunt cel mai rapid, dar trebuie să mai jucăm și noi. O să jucăm, frate. Când vrei tu, vorbim și jucăm. Noi suntem 3 broaschi. 3 broaschi țistoase. Stai că am venit, cum se cheamă? 4. Nu, 3 și... O broscuță. Vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici. Mai multe clipuri aici sau aici.